A fost deschisă o nouă secție COVID-19. Este vorba de un bloc al Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. Secția nouă formată pentru tratarea pacienților infectați este suplimentată cu personal medical și este asigurată cu echipamente necesare. Iar în cele 130 de locuri noi vor fi internați pacienții cu forme ușoare și de gravitate medie. Decizia a fost luată de autoritățile municipale în contextul în care numărul de infectări în municipiul Chișinău rămâne unul mare. Internarea pacienților a început de astăzi, fiind activate primele 40 de paturi. La moment ne aflăm în zona roșie a secției, unde se află 14 saloane pentru tratamentul bolnavilor. Va rămâne ambele scări a blocului, zone verde pentru colaboratori, pentru medici, asistenți și celălalt personal auxiliar. Pacienții cu noul coronavirus vor fi spitalizați în blocul numărul 2 al spitalului, la etajele 4, 3 și 2. Toate saloanele au fost dotate cu mobilier nou. În aceste saloane mari vor fi la tratament 4 pacienți, este dotat cu mobilier nou, inclusiv noptieră, pat, lingerie, tot ce trebuiește, 4 prizi pentru pacienți în caz de necesitate cu concentratoarele de oxigen, inclusiv cu apă caldă, apă rece, dezinfectant. Blocul sanitar, care era dotat cu o singură cabină de duș, a fost reutilat, fiind amenajate alte 3. Personalul medical spune că au fost luate toate măsurile de protecție. Această instalație a fost instalată marți, pentru a diviza zonele, zona roșie de cea verde, este predestinată doar pentru colaboratori care vor intra din zona verde în zona roșie. Medicii spun că a fost elaborată o listă în care se regăsesc necesitățile de medicamente și echipamente de protecție, conform protocoalelor naționale. Astfel, zilnic se suplimentează stocurile. Directorul spitalului susține că aici vor fi internați pacienții de la centrul COVID de la Moldexpo. Forme ușoare și formă grav medie, deoarece spitalul nu este prevăzut cu secții de terapie intensivă. Noi nu avem posibilitate să primim pacienți în formă gravă. Fiecare bolnav va fi prevenit la internare, este stipulat în acordul informat că spitalul nu dispune de paturi de terapie intensivă și că în caz de agravare va fi realizat transferul în altă instituție. Despre activitatea paturilor, directorul spune că au fost anunțați la 28 noiembrie și au fost nevoiți să amenajeze totul în termen restrâns. Începând cu săptămâna trecută, în blocul spitalului au început lucrări de reparație cosmetică. Este o perioadă rece, toate lucrările de reparație ele se usucă cam greu, dar în orice caz, noi am încercat să facem față lucrurilor. Cum ne-am isprăvit, o să decidă pacienții care o să fie aici spitalizați. Totul a fost achiziționat nou, este vorba despre suprapunerea a două infecții și mobilierul care era, practic, nu putea fi utilizat, care era pentru pacienții cu tuberculoză, nu putea fi utilizat atât mobilierul cât saltelele, cât plapumele, paturile care puteau fi dezinfectate vor fi și erau în stare salubră, vor fi utilizate mai departe, iar restul, tot inventarul moale a fost achiziționat. Pacienții care erau internați în blocul 2 al spitalului au fost transferați la etajele unui bloc unde se tratează persoane de tuberculoză care trebuiau renovate capital în vara anului viitor. Astfel, și la aceste etaje s-a intervenit cu reparații cosmetice. Totodată s-a elaborat și un plan de alimentare a pacienților. A fost nevoie de asemenea de achiziționat tacâmuri, veselă, jetabilă, fiindcă aici nu se mai spală nimic, nu se mai reutilizează. Alimentația se va prepara aici, noi avem un bloc alimentar dotat. Este o altă problemă, pacienții cu tuberculoză și pacienții COVID se alimentează diferit. Deci, la tuberculoză, calorajul este mai mare și normativul de alimentație este mai mare. Deci, va fi nevoie de organizat o preparare de alimente separată, adică nu pur și simplu se va mări cantitatea de alimente preparate, dar trebuie două meniuri separate de preparat. Directorul spitalului speră că vor face față fluxului de pacienți. Am separat personalul care este în etate și cu comorbidități va activa în tuberculoză, la activarea graduală, cu condiția că alții nu se vor mai îmbolnăvi, fiindcă noi tot facem parte din aceeași societate. Noi vom reuși să activăm aceste paturi, toate cu forțe proprii. Pentru deschiderea acestei secții de COVID, din bugetul municipal s-au alocat 960.000 de lei. De asemenea, medicii vin cu îndemnul către toți cetățenii să respecte toate măsurile de siguranță. Protejați-vă și vom fi atunci toți protejați.
atunci nu vor fi nevoie de activat paturi în toate instituțiile. Protejați-vă, lăsați petrecerile pe mai alt timp.